Două gropi de gunoi ce au fost folosite în trecut în Valea Jiului, la Urican și Vulcan, deși nu mai există efectiv, ele încă dau bătăi de cap autorităților locale și județene. Totul din cauza birocrației, după ce s-a constatat că terenurile nu erau ale administrației publice și dacă la Vulcan s-a rezolvat cu un schimb de terenuri, la Uricani încă mai sunt acte de rezolvat. Consiliul județean Hunedoara însă dă asigurări că va prelua controlul. Vom face studii de fezabilitate la cele două gropi neconforme și știți că în cadrul sistemului de management integrat al deșeurilor, groapa de la Urican, care este infringiment asupra României, și groapa de la Vulcan nu a putut fi închise în proiectul nostru mare din cauza faptului că era probleme cu situația proprietarului. S-a rezolvat și la Vulcan, s-a rezolvat și la Urican sau se va rezolva? Avem două surse de finanțare. Cea de la Vulcan, uh, urican trebuie închisă obligatoriu până în 31 decembrie 2020. Avem două posibilități pe fond de mediu, groapa de la urican. Groapa de la vulcan o putem închide pe poim 100%. Groapa de gunoi din vulcan, care a fost închisă acum trei ani, este încă atent monitorizată. A fost restrâns perimetrul, dar sunt monitorizate scurgerile ce nu au voie să ajungă să contamineze solul și apele. Iar mai apoi, suprafața va fi acoperită cu pământ și arbă. Vor fi făcute găuri de evacuare a gazelor din interior și totul va fi ținut sub control mulți ani de acum încolo. România a fost obligată să închide sau să reabiliteze gropile de gunoi neconforme. Până la data de 16 iulie 2009, dar acest lucru s-a întâmplat doar acum 2 ani. Acum toate administrațiile locale din Valea Jiului duc gunoiul menajer la Bârcea Mare, însă depozitele de deșeuri, de genul celui de la Vulcan, sunt încă atent monitorizate și vor mai fi monitorizate și în anii următori.